Una din problemele cu care se confruntă județul nostru, semnalată în ultima ședință de Colegiul Prefectural, s-a referit la mărfurile din import. Conducerea Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului Maramureș a solicitat o colaborare mai strânsă cu reprezentanții Biroului Vamal Interior Maramureș. În acest fel ar putea fi depistate din timp produsele neconforme pentru a nu mai ajunge pe piață. La toate importurile care se fac în țară și care ajung în Baia Mare, în județul Maramureș, ar trebui să fim și noi prezenți. Deci doresc, cel puțin de acum încolo, să ne sesizați de mai multe ori pentru toate importurile care se fac la nivelul nostru. Intră în țară foarte multe mărfuri, mai mult sau mai puțin conforme. De cealaltă parte, oficialii Biroului Vamal Interior Maramureș au declarat că inspectorii OPC au fost solicitați de fiecare dată când situația a impus-o. Zilnic în județ intră marfă din import, iar pe viitor, un angajat al protecției consumatorilor poate fi delegat permanent pentru a fi prezent la fața locului. Dacă doriți, delegați-vă un om cu caracter permanent. La noi punem la dispoziție un birou, că importul avem în fiecare zi. Dar sunt majoritatea produse noi, majoritatea, cred că 99,99%. Cunoaștem exact legislația vis-a-vis de protecția consumatorului și vreau să vă asigur că în măsura în care am avea vreo problemă la acest capitol, și am avut, și am solicitat, eventual, dacă vă aduceți aminte, nu știu dacă ați fost anul trecut, un import de gumă de mestecat. Potrivit informațiilor Biroului Vamal Interior Maramureș, în prima jumătate a anului, majoritatea mărfurilor importate au provenit din țări precum Ucraina, Turcia, China, Federația Rusă, India sau Marea Britanie.